Vă scoate-mă cioacă de aici, că n-am mâneri, să mor eu, că nu... O să fii cu minte? O să fiu. Bună dimineața, ce faceți oameni buni? Eu sunt Angel Lecturatu și bine am găsit la un nou episod, un nou vlog pe canalul acesta, mirific și minunat. Astăzi, băieți, am aici, într-o cutie de... nu știu ce pui mea asta. Am o pereche de centuri, pentru că centurile mele de la mașină arată destul de rău, murdare și toate cele. Plus că sunt destul de uzate, adică unele dintre ele dau așa să se rupă firele din ele, habar nu am ce pui mei s-o fi întâmplat cu ele. Și arată foarte, foarte urât. Și am luat altele să le schimb dacă tot arată în halul în care arată. Și plus că am luat altele negre, pentru că v-am zis că, adică mai mult sincer, asta a fost, că am luat altele negre, pentru că astea nu-mi plac atât de mult, mai ales dacă vreau să pun la interiorul negru, cu plafonul negru, o să arate bine centurile negre, o să se vadă destul de aiurea centurile gri. Și o să iau de asemenea și stâlpul ăsta de aici. O să-l fac și pe ăla negru, cu plafonul. Da, o să fie o combinație din asta de culori, băieți, care mie sper că îmi place. Adică o să fie o combinație de asta de culori care... Eu zic că o să iasă bine până la urmă, știi? Asta o să fie un nou vloguleț cu mașina. În acest vloguleț o să vă arăt puțin și mașinuța. Bă, ce pui mei, parcă nu erau așa de multe gropi sau nu sunt eu atent și le-am luat pe toate la rând fără să le mai evide nicio culoare. Hai că nici nu a venit ploaia la Craiova. Au, dați-vă și voi ce este afară. Super. Chiar mă întrebam când o să plouă din nou în Craiova. Ce dor îmi era. Băi, ca și cum ar fi plouat toată săptămâna trecută. Yay! Ia uitați, băieți, și-a luat Ovidiu altă mașină. Ovidiu, ești bogat. Da, uite, Mercedes cu banii jos. Nu împrumut sau leasing ceva. Dar are o problemă, l-am făcut cu mașina mea și acum se uită să vadă ce poate să mai facă, să-i mai dea cai, că nu trage, na. N-are ce să facă. Uite. Mamă, dar e frumos, mâncați și ciocolețul tău. Super. Aici am și testerul. Bă, pe ăsta l-am și eu acasă, bă. Delphi-ul ăsta. Bă, dar să știi că faci treabă cu el. Bă, am ajuns aici. Aparent, mai trebuie să așteptăm un pic până schimbăm les centures. Dar, da, vedem că nu știu ce primi sau de la mașinuța asta sau de un tic 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 tic, ca și cum ar fi o tăbliță în ceva. După aia băgăm și mașina noastră. Adică e deja în garaj aici, că s-a pus o ploaie de nu vă mai văd. Dacă nu aveți om aici în spate să vă luați, eu am. Ce faci aici? Pun centuri. Unde? Aia vechea, am aruncat-o. Da. Mi-am și mie trebuie fost un cricket mic. Aha, scuze, cricket mic. Bă, m-am făcut ăsta aici la el în service, am luat picioarele, m-am aprovizionator. Cricket mic, ia bă, care e cricketul mic? Al mic, ăsta e media, uite. Am cred că e bun ăsta, cred că mă ceartă că e după ăsta, da? Bă, sper că ăsta e bun, bă, e mic, dar nu e ăla pe care îl folosești în mod normal. Nu contează. Uite-l cu alea, mă! Asta e mic, scuze. Mamă, băieți, hai de viața mea! Mă! Hai că-ți dau și drumul la frate! Vai de mine, ești de bună, că băieți, suntem într-o mașină de poliție! Ia uite camera, mă! Ia uite de aici! Bă, băieți, deci, așa arată, unde e camera? A, uite! Deci, băieți, suntem într-o mașină de poliție. Bă, deci aici practic te bagă când nu ești cu minte. Bă, dar arată destul de dubios aici. Uite, și de asta te ții de el, de cam rudimentar așa, dă fier. Deci aici e cameră ca domnii polițiști din față, cred că vedeți, uite. Să vadă cum faci în spate. Nu știu dacă vedeți acolo undeva, mă văd eu. Hai, salut. Salut cameră. Salut. Bă, și toate ăștia sunt așa pentru că, din ce am înțeles de la domnii polițiști, mai vin oameni care sunt beți, sunt așa, pui mei, mai vomită, mai una, mai alta și nu e bine. Dar plus că aici, uite, vedeți, este despărțit ca să nu poată cumva să îi lovească pe domnii polițiști din față. Salut, Cioacă, ce faci? Salut, Cioacă, ce faci? Nu vrei cu pastra, mă, uniformi stris sau cu... Bă, dar asta nu are mânere aici, bă! Aoleo! Hai, salut, băieți! Ce faci, Andrei? Bă, nu știu, uite, mă băgar băieții ăștia aici, domnii polițiști, căci că n-am fost cu minte, că am vorbit prea urât cu tine. Bă, scoate-mă cioacă de aici, că n-am mâneri, să mor eu, că nu... O să fii cu minte? O să fiu. Sigur? Promit că ți-am un tricou cu lectură de la Z. Atât. Scoate-mă de aici. Nu te mai scoate. Deci, practic, nu mi-arată răspunsurile la grile, ceea ce înseamnă că eu n-am de cum să mă verific dacă răspunsul pe care eu l-am pus e corect sau greșit. Ceea ce înseamnă că profesorul poate să-mi pună ce notă vrea el.
Hai că luăm, dacă eu. Am plecat și noi de la cafeluță. Am centura neagră cum am vrut eu să o iau. Bine, o trebuia să mai schimb câte ceva ca să nu rămână doar complet neagră și trebuie să mai schimb și astea de aici de sus, aș vrea să le schimb chestiile astea, aș schimb și plafonul, să fac negru, să vedem. Și scaunele pe cele negre, ca așa v-am zis. Dar mi s-a prins airbag un bord acum când am schimbat centurile, ia uite-l. Și da, să vedem ce pui mei fac să-l sting, de ce pui mei să fie aprins, că n-am mai avut timp să stau să punem tester, să pui mei să vedem ce și cum. O să-l sting eu, vedem când mai avem timp. Mergem acasă, ne apucăm de filmat. Aici avem intermitent dreapta, uitați-vă la intersecția asta, avem intermitent dreapta, dar avem o mică problemă. Eu vreau să fac dreapta, dar nu pe prima, pe aici, pe a doua. Și nu ai voie să faci pe a doua. Mulți, când stau în spatele tău aici, te claxonează că tu vezi, Doamne, nu faci dreapta, dar tu de fapt nu ai voie să faci dreapta acolo. Decât pe prima, la dreapta, care este aici. Pe aici nu mă avantajează cu nimic, că nu trebuie să merg încolo. Și sunt oameni care te claxonează că nu faci dreapta, pentru că ei nu se gândesc la asta. Ei fac dreapta unde nu trebuie, dar nu e ok, pentru că mai stă poliția pe acolo, pe undeva. Și dacă te prinde, o mierlești. Îți ia permisul de acordare de prioritate sau, de fapt, nu, trecere pe roșu până la urmă se ia asta. Dacă nu faci dreapta unde trebuie să faci dreapta, practic. Băieți, după o zi istovitoare. Așa, bă, nu mai știu să zic. Istovitoare. Mă luai pe urmă la Bercea să mă bâlbâi. Și încă n-am terminat, bă, dar sigur mă văd acolo. Da, mă, da. Da, da. Nici n-am terminat încă de filmat, dar mi s-a făcut prea foame. Gândiți-vă că este ora, câte ceasul, mă, 5:37 de minute și noi încă nu am mâncat, cel puțin eu n-am mâncat nimic. Te-ai mâncat ceva? Mâncai un picuț. Dar tot mi-e foame, da. Hai de mine, deci sunt. Da, îți dai seama că fusei la sală. Și mâncai ceva ce n-am mai mâncat de nu știu când. Bă, și dacă stai să și te foame și o degusti pâine, mâncați-și. Bă, da. Bă, deci când ai văzut când o mesteci, da. Sala, bă, chiar are un gust bun. Când ți-e foame, te cred? Când ți-e foame, oaleo! Mergem să mâncăm o șaormică de la și luăm și pe bercică și trebuie să ne dea el, pentru că am făcut o grămadă, da, de challenge-uri. Deci să dați like, pentru că le dau șaorma, numai ei nu mi-o dau mie. Bă, ți-o dăm, hai. Ăla mereu le primește grasul, dar niciodată să nu le dă. Așa. Să fac reclamă, așa. Sigur. Bă, hai să-mi vorbim că am adus și nu, că noi ești la rând. De ce nu dai niciodată șaorma, nu mai noi îți dăm ție? Bă, pișeam așa pe tine, acum câteva zile, de unde ai mâncat o pizza? Stai, mă, un pic, ți-a dat cioacă de jurat. Bună, trei șaorme mari. S-a dat cioacă de jurat. Nu mi-a dat de jurat. Ba da, a zis că dacă nu se zgrimă ăștia mașina, dacă nu ești o pizza. Mi-a zis că vopseaua nu, dar să lipească motorul. Tot aia. Altă zi, băieți, iar am observat că nu avem final la acest vlog, dar nu e asta o problemă, vreau să închidem acest vlog aici, dar înainte de toate vreau să rămâneți puțin aici, pentru că vreau să vă întreb și pe voi ceva, pentru că vreau să vă cer și vouă o părere, să zic așa, în legătură cu mașina, aș vrea să schimb scaunele, după cum v-am zis, dar nu v-am explicat niciodată chiar în totalitate ce vreau să fac, vreau să schimb scaunele. Cele negre, de pe celălalt a șapte, ăla de Anglia, cel vechi, nu știu sigur ce presupune chestia asta, adică nu știu dacă trebuie schimbat scheletul de la scaun să se potrivească de pe stânga pe dreapta, habar n-am, ar trebui să fie simetrice, cel puțin ar trebui să fie simetrice, să vedem, dar nu aș schimba tot interiorul, pentru că unele elemente nu o să se potrivească, de exemplu plasticele de la praguri de jos nu o să se potrivească, pentru că deschiderea de la capotă, la una este în stânga, la una este în dreapta, deci din start plasticul ăla nu o să se potrivească, plasticele sunt diferite, ca și culoare puțin, deci nu m-ar avantaja să le schimb, pentru că ar trebui rămase unele combinate și s-ar vedea urât. Dar aș schimba, în schimb, scaunele din față, doar scaunele din față, cu bancheta din spate, bancheta și șezutul și spătarul. Asta în primă fază, aș face chestia asta, iar mai apoi aș schimba plafonul de la cealaltă, că este negru, plafonul cu tot cu stâlpi, adică plafonul, tot plafonul plus stâlpi aici până la jumătate la centuri. Asta aș vrea eu să fac. Deja am schimbat volanul, volanul era crem pe mașină, l-am pus pe negru pe acesta, pentru că acesta avea padele, celălalt n-avea padele. Am mai multe elemente negre, să zic așa. Vreau să vă întreb pe voi ce părere ați avea dacă aș face chestia asta. Eu nu știu din ce încerc eu să-mi dau seama din diferența de culoare, pentru că nu sunt vreun frân, cum zice Bercea, nu sunt vreun expert în ale culorii și ăștia, eu zic că ar da bine. Acum aștept și părerea voastră în secțiunea de comentarii. Bine, n-ar strica să încerc, singura inconvenient să încerc ar fi că e mult de muncă. Dă-l jos, pune-l iar și toate cele. Pentru că până la urmă să zic așa că dacă chiar nu-mi convine, pot să-l pun înapoi pe acesta. Doar că acesta este mai uzat, de-aia ăsta e și motivul pentru care vreau să am pus să-l schimb în primă instanță, să zic așa. Voi cam atât o să fie cu acest vlog, băieți. Știu că nu v-am arătat încă mașina, dar v-am lăsat să o vedeți puțin mai mult decât în videoclipurile trecute. Următorul video o să fie un car vlog, iar următorul video o să fie cu mașina. Sper că în ordinea asta o să mă țin de ea. Băieți, nu uitați, când descriere găsiți mărci și cu lecturile alea azi. Dacă vă cumpărați ceva,
când ajung produsele la voi, dați-mi tag și puneți-mă pe story o poză cu voi purtând produsele sau doar cu produsele. Dacă cumva mi-ați dat tag și nu v-am pus încă la story, să mai dați o dată, pentru că nu intru atât de des pe Instagram, uneori mai uit și din cauza aceasta nu v-am pus dacă cumva mi-ați dat tag. Deci să dați din nou. Nu uitați de butonul de like, subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!